Marele praznic al botezului Domnului a adunat astăzi numeroși credincioși la vechea catedrală episcopală Adormirea Maicii Domnului din municipiul Giurgiu. Sfânta liturghie a fost săvârșită de preasfințitul părinte Ambrozie, episcopul Giurgiului. Preasfinția sa a evidențiat importanța acestui praznic pentru creștini. Este extrem de important acest moment al botezătorului nostru Iisus Hristos și al Mântuitorului care se botează de la El, pentru că ne aduce aminte, în esență, de mântuirea noastră a fiecăruia dintre noi. Ne întrebăm oare Mântuitorul Iisus Hristos, singurul fără de păcat, avea nevoie de pocăință? El fiind fără de păcat, cum ne spune și Scriptura, nu avea nevoie, dar Cel care a dat legea s-a și supus legii. În momentul în care Mântuitorul a ieșit din regiunile Iordanului, va începe propovăduirea Împărăției Celei Noi, pentru care trebuie să ne pregătim fiecare dintre noi. După slujbă, mulțimea de credincioși, alături de preoții și de diaconii de la toate bisericile din orașul de pe Dunăre, au pornit în procesiune din fața catedralei către canalul Sfântul Gheorghe, unde, într-un loc special amenajat, a fost săvârșită slujba Ghesmei Mari. În continuare, potrivit tradiției, preasfințitul părinte episcop Ambrozie a aruncat mai multe cruci de lemn în apele Dunării, care au fost recuperate de tineri. Botezul Domnului în Iordan a fost sărbătorit cu multă bucurie duhovnicească și în cetatea lui Mircea cel Bătrân, în cetatea Giurgiului, de pe malul bătrânului Danubius. 5 tineri credincioși și curajoși s-au încumetat să intre în apele înghețate ale Dunării și să recupereze crucea aruncată de către preasfinția sa. Cei prezenți s-au bucurat duhovnicește de marele praznic al botezului Domnului nostru Iisus Hristos în râul Iordan, de binecuvântarea și de darurile pe care Mântuitorul Iisus Hristos ni le dăruiește nouă în această zi prin aghiazma cea mare. La final, ierarhul i-a binecuvântat pe toți cei prezenți, oferindu-le calendare și iconițe.